Credincioșii și preoții din Arhiepiscopia Târgoviștei au adus ieri mulțumirea lui Dumnezeu pentru împlinirea a 24 de ani de la întronizarea înalt Fințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Înălțarea Domnului din Târgoviște, la finalul căreia au fost evidențiate cele mai importante momente ale slujirii în alt sale și au fost prezentate mesajele de felicitare din partea autorităților. Evenimentele au continuat la reședința mitropolitană, unde corala Catedralei Arhiepiscopale a susținut un concert de colinde. Părintele protopop Ionel Pațanghel de la protopopiatul Titu a vorbit apoi despre cele mai importante aspecte din cei 24 de ani de arhipăstorire. În cuvântul său, în alt preasfințitul părinte mitropolit Nifon a arătat semnificația nașterii Domnului în istoria umanității, accentuând mesajul de smerenie, de credință și de speranță al sărbătorii. La finalul evenimentului, în semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară, mai mulți preoți din eparhie au primit ordinul Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. Arhiepiscopul Târgoviștei a primit rangul de Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal din partea Sfântului Sinod în anul 2008 pentru bogata sa activitate pastorală, culturală și de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române în relațiile internaționale.